Joi a fost o zi neagră pentru unii contrabandiști de țigări și una plină de succes pentru oamenii legii. Polițiștii și procurorii au desfășurat 56 de percheziții în 7 județe pentru destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în contrabanda cu țigarete de proveniență extracomunitară. Valoarea prejudiciului este de peste 3 milioane de dolari. Polițiștii Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor IPJ Suceava și procurorii DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, au desfășurat de la primele ore ale dimineții mai multe percheziții. Polițiștii din cadrul Biroului de Combatere a Fraudelor Vamale IPJ Suceava, sub coordonarea procurorilor din cadrul DIICOT, Serviciul Teritorial Suceava, au executat 56 de percheziții în mai multe locații, atât din județul Suceava, cât și din alte județe ale țării. În județul Suceava au fost executate 21 de percheziții, fiind vizat un grup infracțional organizat specializat în contrabanda cu țigări. Din verificările efectuate de polițiști, s-a constatat faptul că în perioada 2011-2013 suspecții au introdus în țară peste 30 de milioane de țigarete, prejudiciul situându-se la peste 3 milioane și 200 de mii de dolari SUA. În continuare se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-au produs faptele și pentru tragerea răspunderea penală a autorilor. Gruparea vizată avea în componență 4 segmente care se ocupau cu introducerea, preluarea și valorificarea țigaretelor, având ramificații la nivel național pe raza județelor Suceava, Neamț, Bistrița, Năsăud, Iași, Mureș, Constanța și București.